Președintele Consiliului Director al CS Mioveni, Dumitru Olteanu, era mulțumit pentru succesul echipei sale, mai ales că trecuse mai mult de un an de la precedentul cu Sportul Studențesc în Liga 1. Victoria cu echipa vâlceană Damila Măciuca vine într-un moment tocmai bun, însă este nevoie de continuitate pentru că vor mai veni și alte meciuri grele. Într-adevăr, am alungat blestemul, am spart gheața, nu știu cum se mai spune, important că a reușit să învingem o victorie acasă după o perioadă lungă. Și când după meci e victorie, toată lumea e fericită. Țin să-i felicit pe băieți că au reușit să revină de la 1-0, să învingă cu 4-1, nu este așa simplu. Se pare că au trecut de acest prag psihologic al meciurilor de acasă. Dar mi-am spus și în vestiar, i-am felicitat pentru victorie. Ne așteaptă încă o săptămână cu două meciuri importante. Trebuie legată această victorie de alte victorii, miercuri la Oradea și luni acasă cu Vâlcea. Biceanu, Gălan și Simion au avut o contribuție majoră la victoria de sâmbătă, iar acest lucru este recunoscut și de Dumitru Olteanu. Așa este, jucătorii tineri plus Emil Ligă, care nu e așa tânăr, să zic așa, la 30 de ani, dar s-a văzut, tinerețea ne-a ajutat foarte mult în acest meci. Vă dați seama că era meciul greu. Noi după ultimul loc, ei pe primele locuri. Foarte greu. Miercuri este programată o etapă intermediară, CS Mioveni urmând să joace în deplasare cu Luceafărul Oradea.